Adrian, ne-am plimbat prin târg, acum te conduc pe covorul roșu, după cum ne observi. Da, sunt emoționată ca la marile spectacole de teatru. Spectacole, da, și premiere de film. Suntem la Utilaje. Pentru noi este o premieră. Unde mergem acum? Mergem acum și te las pe mâna colegei mele sau colegei noastre, Patricia, da? Bună, bine te-am găsit! Roșu, îți mânezi microfonul. Uite frumoase! Mersi! A trebuit să ne fotografiem aici cu producătorul. Da. Ați ajuns la șefer pe covor roșu aici. În atâtea emisiuni am vorbit despre voi, că sunt tare curioasă și fericită că v-am cunoscut. Mulțumesc! Că vom face împreună o prezentare a ceea ce sunteți, cine sunteți, de ce sunteți aici la Indagra. Vorbim în principal de utilaje agricole performante și o să vorbim despre șefer. Și unde a ajuns tehnologia, cât de departe a ajuns tehnologia? Mergem la tractorașul ăsta. Are cabină mare spațioasă pentru vizibilitate. Și cel mai important la fermier să aibă vizibilitate, ca să se mișcă foarte repede, robust. Durabilitate, avem utilaje vândute de acum 11 ani, de când am început, până acum sunt în stare foarte perfectă. Vreau să spun o întrebare. Dacă prețul la prima vedere pare foarte mare, haideți să vedem la prețul ăsta. Da. Ce primește cumpărătorul de la acest? Care sunt beneficiile? Beneficiile de încărcător ăsta. Este cel mai rapid încărcător de încărcat cereale. Da. Înseamnă, când aveți o grămadă de cereale, 1000 de ton, 2000 de ton afară și uite, vine ploaie cum acum. Recepție excelentă. Trebuie să fie viteza de încărcare cel mai important, cel mai contează. Și șefer a dovedit în țară că sunt cel mai rapid, încarca un tir. Utilajul ăsta, spre exemplu, încarca un tir de 40 de metri cub în 5-6 minute. Uh-huh. Are pompa hidrostatică și pe baza de ulei. Să vorbim de chestii tehnice, asta că lumea vrea să audă. 123 de cai putere. Așa, da, ridică ce greutăți, ridică domnul Tia? Asta e 4 tone la 6 metri. Uh-huh. 123 de cai putere. Deci Adriana trebuie să facă spectacol. Da. Ești... Asta înseamnă că... Așa. Așa, bun, ești așa. Bine? Uite cât e vizibil. Da, da. Cu... Cât de confortabilă e cabina, spune-ne. Excepțional. Sincer, asta pot să-l manevrez mai rapid decât o mașină simplă. Pot să-l parcaz într-un mă loc. Mă simt la înălțime. Da. Foarte frumos, foarte bine. Bun. Totul este foarte special, ergonomic. Nu? Ergonomic, da, ergonomic. Te simți confortabil aici. Robust și rapid, cel mai important. Cred rapiditate că și comenzile sunt intuitive, așa că tu pui mâna, dar... Tot. Care numai accelerație, frâna de la joystick, oricine. Să știi, toate utilajele astea au fost încărcate în tir și așezate aici cu colegii noștri și cu fete care sunt. Da, eu știu, Georgiana, Ana, Anca, da. Vă doresc să vindeți cât mai multe mașini de genul ăsta. Ce se întâmplă atunci când, Doamne ferește, se defectează sau când aveți o problemă? Avem suport tehnic. Mai important decât calitatea de utilaj, mai important e suport tehnic și piesele să fie disponibile cât mai rapid. Avem depozit de piese al nostru la Saftică și indiferent orice piese la noi, timp maxim de rezolvat orice problemă este 24 de ore. Wow. Sunteți alături de cumpărător. Normal. Poți să te mai întreb ceva? Se cumpără numai cu bani cash sau se cumpără și în rate? Sigur avem finanțare, cel mai avantajos finanțare pentru clienți. Da. Prin bănci care colaborăm noi și ce obținem noi pentru noi finanțare de stoc, aceeași cost va fi la client. Adriana, eu zic să te dai jos, că mai avem și altceva de văzut. Nu, eu vreau să rămân aici pentru că îmi place foarte pentru mine, Farmtech pentru mine, iată, este o încântare astăzi. Bine, te lăsăm acolo. Bun. Domnul Dia, haideți să mergem să prezentăm pe scurt așa ce avem astăzi. Tocator de paie Tegel, fabricat în Anglia. Da. Tocatoarele sunt foarte robuste, foarte eficient. Toacă, la dimensiuni diferite, se reglează automat de la tractor, de la 5 cm la 25 cm. Și împrăștie? Și împrăștie în grajd, la 20 de metri lărgime, poți să dai dreapta sau stânga. Am venit că tare curioasă! Bun. Când am aflat de o mașină specială. Avem niște încărcătoare sau ce sunt acestea? Asta e tot încărcător, e asemănător la cel alt, dar este de 7... Asta merge tot la cereal, la bălos, la orice este, dar e capacitate, este dintr-un film. E capacitate mai mică, e de 75 de cai putere. Și ridică până la ce înălțime? 5 metri jumate, 2 tone 800 asta. Restul, ce mai avem? Avem alături la fel. Și de 75 de cai mai mic, puțin, 180. Da. Gama mare de încărcătoare este de la 20 de cai până la 160 de cai putere. Toate sunt echipate sau pot să fie echipate cu
până la 50 de fel de accesorii diferite, în funcție de nevoi client. Și... tot ce trebuie, mătură, excavator, ciocan, picon. Mai pun o întrebare? Spune-mi, te rog, acum telespectatorii ne urmăresc, da, și poate sunt curioși să știe. Domnule, unde aveți puncte de desfacere? Unde pot suna sau ce? Noi avem 6 puncte de lucru în țară. Sediul principal e la Săftica. La Drajna Cararaj avem un punct de lucru deschis de acum 5 ani, știe toată lumea de ea. La Ovidiu, la Constanța, da, la Juc, la Cluj, Timișoara, Ghiroada și acum în curând sau deja am deschis un punct de lucru la ieșire din Roman spre Iași, acolo în Comuna Traian. Da. Care ar fi noutățile acestei ediții? Noutățile acestei ediții avem 2 branduri noi. Da. Pe lângă Șefer, mai pe lângă aduceți Șefer, și altceva. Da. Am explicat. Șefer, Tiggle, care deja am avut. Da, vorbim și... puțin despre Straumann, un brand care cunoașteți dinainte. Remorcile tehnologice, remorci tehnologic și de furaj. Și am văzut eu aici un utilaj pe albastru, face notă discordantă cu celelalte care sunt aceasta, roșii, dar ce exact reprezintă? Aceasta este un infoliator de balot. Aceasta brand-ul am introdus anul ăsta în țară. Aceeași poveste, feedback de la client era, e foarte scump, asta da, e noi da, pentru România și deja am făcut un volum de, nu știu, 10 utilaje din aia și am făcut 7-8 din aia mai mare de 200.000 de euro pe bucată. Pentru că suntem prea sărași, dragii mei, ca să cumpărăm lucruri ieftine. Exact. Calitate contează. La agricultura, calitate contează. Ce este un brand USIP, cositoare de lucerna și greblie. Este un brand din Slovenia. Cum ați spus că se numește? SIP. SIP. O tehnologie foarte avansată de cosit lucerna. Cui se adresează? Toți zootehniștilor? Toate cultivatori de lucernă și tot ce face iarbă. Vă mulțumim și revenim data viitoare cu alte informații. Ne vedem și la altă mulțumim, domnul și plecăm tot pe covorul roșu și vă așteptăm bine și data viitoare. Toate mulțumesc, cele bune! Mulțumesc, cele bune.